Mares de la Gospodarul Profesionist și astăzi vă prezint motopompa GP20A. GP20A se poate utiliza în gospodărie, în agricultură și în construcție. Motopompa se poate folosi la alimentarea cu apă din puțuri, fântâni, lacuri sau râuri, la umplerea sau golirea rapidă a diferitelor bazine sau rezervoare, la transportul apei pe distanțe lungi, la irigarea culturilor agricole pe ogoare, grădini și livezi și la stingerea incendiilor. În cutie veți găsi motopompa complet echipată și manualul de utilizare în care veți regăsi și certificatul de garanție. Motopompa Gospodarul Profesionist GP20A are un motor pe benzină în 4 timpuri de tip OHV de 6,5 cai putere cu un debit maxim de 30.000 de litri pe oră. Motorul de 196 de cm cub în 4 timpi funcționează cu benzină fără plumb, are baie de ulei separată, iar diametrul de racordare este de 2 țări. Iată câteva din dotările și caracteristicile motopompei GP20A. Este dotată cu un senzor de nivel de ulei, ce oprește motorul atunci când uleiul atinge cota minimă. Are o pompă centrifugală automasantă. Adâncimea maximă de absorție a motopompei este de 8 metri, iar înălțimea maximă de reculare este de 30 de metri. În plus, este dotată cu un cadru de protecție și transport, are un consum redus de benzină, iar pornirea se face foarte ușor datorită demarorului cu scoară. În concluzie, motopompa Gospodarul Profesionist GP20A se poate folosi pentru a drena sau evacua subsoluri, șanțuri, bazine și canale, sau pentru a transporta apă pentru irigație pentru câmpul agricol. GP20A este o motopompă rezistentă și fiabilă, cu o construcție solidă și cu un preț foarte atractiv. O zi bună și spor la treabă!